Făcea Domnului, estimați frați, estimate surori, mulțumim pentru întâlnirea din această după amiază. Este o ocazie fericită, am fost și la biserică. Mulțumim Domnului toate toată inima că mai putem să ne întâlnim și iată vremea este bună. A venit primăvara și cu soare și cu ploaie, cu de toate, dar cu floare. A început pomii să înflorească. Ați observat că au înflorit multe mulți pomi și de asemenea și florile au izbucnit. Acest lucru mi se pare extraordinar, îmi aduc aminte de o poezie a lui Macedonski care scoate în evidență fi fi vesel, fi privighetoarea Cântă, privighetoarea cântă. E, mereu vine ca, așa, la, ca un refren, privighetoarea cântă. Dacă privighetoarea cântă, dacă păsările sunt bucuroase ați văzut ciripitul păsărilor, cum pregătesc ele terenul, acum au început uh, împerecherea și vor să-și facă cuiburile și uh, totul prinde viață, dar sunt încântat de pomii care gata să, să, să pornească la drum o nouă viață. O nouă viață pentru fiecare dintre noi, prin Harul Domnului Isus Hristos. O viață socială, bună, frumoasă, o viață spirituală prin har și să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate acestea. Sunt bucuros că putem să deschidem scriptura de fiecare dată, avem cuvinte prețioase, ăsta este modul în care noi putem să lucrăm din această perspectivă. Normal că am putea să vorbim de bucătărie, putem să vorbim de medicină, am putea să vorbim de afaceri, am putea să vorbim de probleme sociale sau de hobby-uri, ce am putea să facem în pandemie, să ne simțim bine. Noi am ales să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și poate în alte ocazii să ne ocupăm și de altele. Și în această după am un gând pentru dumneavoastră și doresc să fie însoțit de prezența lui Dumnezeu. De aceea vă invit să ne rugăm. Mulțumim Tată din Ceruri pentru ocazia de a studia din nou din Cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne har în durare, bunăvoință, Duhul tău să ne inspire, să înțelegem, să putem interpreta corect Cuvântul tău. Acest lucru dorim din toată inima și fă, Doamne, ca în urma cercetării Cuvântului să putem încheia sabatul cu onoare, cinste, cu închinare, cu zmerenie și cu credință în harul tău. Ajută-ne să intrăm în noua săptămână cu puteri proaspete și cu încredere în harul tău. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că ne dai har. Mulțumim pentru Duhul Tău. De aceea te lăudăm și te preamărim prin Isus. Amin. Doresc să vă prezint în această după amiază un gând care este scris în cartea Eclesiastul, o carte extraordinară, scrisă de Solomon, cel mai înțelept om al vremii lui și probabil și pentru alte vremuri. Iată ce spune în Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 4. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Căci sângele rece te păzește de mari păcate. Ce înseamnă ideea aceasta de sânge rece? Păi înseamnă să ai stăpânire de sine, să fii un om calm, să fii un om matur, să fii un om care poți să gândești lucrurile nu în, într-un mod pripit. E vorba de înțelepciune, este vorba de chipzuință este vorba despre măsura lucrurilor. Am observat în ultima vreme, în ultima vreme, în vremea aceasta cu pandemia, dar și în ultima vreme, tot felul de comentarii și tot felul de dizertații și de declarații din partea unei sau altora și chiar din partea unora dintre membrii bisericii noastre, adică Biserica Adventistă, nu vorbesc neapărat de comunitatea Crinu, și la Crinu probabil că o fi ceva, nu, 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 nu știu în mod concret pentru Crinu, dar în general ce aflăm dintr-o parte în alta și îmi parvin și mie pe rețelele sociale tot felul de comentarii, cu privire la una la alta, dar comentarii care nu prea au legătură așa cu înțelepciunea sau cu chipzuința, nu prea au legătură cu adevărul sau mai, mai ales cu problema Bibliei, cu căutările noastre esențiale. Vedeți, aici vine Biblia și îmi spune că eu trebuie să-mi păstrez cumpătul, să-mi păstrez stăpânirea de sine, să stau liniștit, să nu mă impacientez. Și mai este o, încă un cuvânt care spune, cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Pentru ce, atâta vorbărie și atâta caz pentru niște lucruri care oricum noi nu le putem schimba. Putem noi să schimbăm problema virusului sau unii că nu există virus. Bine, nu există virus. Pun cine poate că doar nu l-am eu în mână să vi-l arăt. Uite porumbelul. Virusul e virus, nu? E invizibil. Unii spun că e, dar credeți că există aer? Dar credeți că există unde radio? Că nu le vedem, ori fi sau nu ori fi. Adică Lucrurile acestea, normal că pot să fie traduse în multe feluri, interpretate în multe feluri. Biblia îmi spune însă că peste toate acestea, care pot fi sau pot să nu fie, eu trebuie să împăstrez o linie de modestie, de cumpătare, să nu mă vând în pripeală și să fac declarații sau să, mă, să pornesc la anumite fapte care să nu fie bazate pe ceva solid, iar ceea ce este solid pentru noi, prietenii mei, e cuvântul lui Dumnezeu. În aceste vremuri, este foarte important ca cuvântul lui Dumnezeu să ocupe un loc important în viața noastră, dar nu că îl Biblia, ci pentru că ea devine o normă de conduită și de gândire, mai ales de gândire. Pavel spune în Roman, capitolul 12, 12 cu 2, Înnoiți-vă în Duhul minții voastre, preschimbați-vă în modul de gândire. Nu mai fiți reactivi și proactivi, nu mai fiți niște oameni tributari unor ritualuri și unor apucături lumești, ci încercați să gândiți duhovnicește, dincolo de cele care se văd. Și tot Pavel spune în Efesen capitolul 6 cu versetul 2, noi nu avem de luptat împotriva cărnii sau a sângelui, ci împotriva domnilor răutății care sunt în locurile cerești. Adică cu alte cuvinte Biblia îmi spune că există un dușman invizibil, virusul, E sau nu e? Dar vă întreb, o fi diavol sau nu o fi diavol? O mai exista Dumnezeu sau nu o exista Dumnezeu? Pentru că nu se vede. Pe păi dacă nu se vede, înseamnă că nu există. De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune, prin credință noi știm că Dumnezeu, Creator, le-a făcut toate din nimic și toate se bazează pe lucruri care nu se văd. Prin credință, noi credem că Isus a fost pe pământ și El a trăit și a făcut lucrarea care. Prin credință, noi știm că El este mare preot. Și prin credință, noi știm că El va reveni. Și El ne-a anunțat că înainte de venirea Lui vor fi niște semne. Citiți atent Matei 24, că e primăvară. Așa cum vedeți că mugurii de la pomi au început să, să crească și gata să mugurească, știind că primăvara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea aceste semne, să știți că venirea mea este aproape. Păi ne vedem semnele acestea toate. Chiar și această necredință că e să nu e, tot e un semn al timpului. Pentru că în vremea din urmă oamenii vor deveni foarte tulburați, foarte, foarte zăpăciți, foarte împrăștiați turburați de tot felul de idei, de gânduri sau de interpretări. Și în loc să ne păstrăm calmul, pacea sufletească, ajungem la un moment dat să devenim obsesivi sau apucați după o anumită linie, când omul credinței trebuie să meargă pe drumul cel corect. Pas încet, dar sigur, dar ținând poteca, văzând jaloanele, semnele care indică direcția, ca nu cumva să te rătăcești. Această idee a sângelui rece, a cumpătării, a acelei siguranțe pe care mi-o dă ceva de care mă pot prinde, de ce mă pot prinde mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu și de prezența Lui? Acest lucru mi se pare esențial. Normal că vom vedea tot felul de lucruri în societate, chiar și în biserică. Toate au fost anunțate, toate sunt profetizate. Eu trebuie să mă țin însă de cuvântul adevărului. Eu trebuie să mă țin de cel care poate să-mi indice calea, călcați pe urmele mele, calea către Hristos. Eu merg pe urma pașilor lui, de aceea studiez atent viața lui Isus Și numai că o studiez, o preiau, trăiesc împreună cu el, comunic împreună cu el, mă rog înaintea lui, prezint problemele mele, nedumeririle, semnele mele de întrebare. Și Dumnezeu e pregătit, frații mei, să ne trimită Duhul Sfânt să ne lămurească. Știe El cum să procedeze. Ne va îndemna. Problema este să am deschiderea, bunăvoința să colaborez pe această cale. Vreau să vă dau un exemplu biblic, care mi se pare elocvent și foarte uh, bine explicat în Biblie. Erenia, capitolul 28, tot capitolul va trebui să-l prezentăm, voi citi mare parte din el, nu tot. Se spune că în, uh, în uh, În timpul domniei lui Zedechia, împăratul Iuda, el. Uh, Ieremia primește din partea, din partea uh, Domnului o solie în. Uh, uh, scuzați, Ieremia, capitolul 26. Uh, la începutul domniei lui uh, Ioachim, lui Iosia, împăratul Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului. Și acest, uh, acest cuvânt pe care Domnul îl rostește prin ieremia spune așa: Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului toate cuvintele pe care îți poruncesc să le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Vedeți ce înseamnă slujirea profetului? Să spui tot ce a spus Domnul. Poate că vor asculta. Dacă nu mă vor asculta, e problema lor. Dar ce le-a spus? Atunci voi face casele acesteia ca a lui Shilo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului. Adică dacă nu veți asculta, cetatea aceasta va fi distrusă. Preoții și prorocii, la tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în casa Domnului. Și ce au făcut ei? Când a isprăvit, Ieremia a despus cuvintele ce-i poruncise Domnul, tot poporul, preoții și prorocii falși, trebuie să mor negreșit, Ieremia, trebuie să mori. Pentru ce prorocești în numele Domnului și zici casa aceasta va ajunge ca și și cetatea aceasta va fi pustită și lipsită de locuitori? Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în casa Domnului. Adică ce făceau oamenii ăștia? Îl amenințau. Cum de vorbești? Cum de... eu vorbesc din partea Domnului. Ce e din partea Domnului? Ce ne spui noi aici trebuie să Că nu va fi. Noi suntem poporul Domnului, noi, vedeți interpretările. Întotdeauna a fost la fel, din lucruri, dar Iremia spunea ce i-a spus Domnul. Când au că petenii lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi a casei Domnului. Atunci preoții și prorocii au vorbit astfel că petenilor și întregului popor. Deci au venit acum conducătorii poporului de la împărat. Băi, s au făcut zarvă aici, ce faceți? Ce s-a întâmplat? Și preoții și poporul începe să le povestească. Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi înșivă vă cu urechile voastre. Adică, el trebuie să moară. Uite ce a zis el împotriva cetății. Ieremia a zis tuturor căpetenilor și întregului popor, Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate lucrurile pe care le-ați auzit voi. Acum îndreptați-vă căile și faptele. Ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Cam cum vi se pare Ieremia? Vă dați seama, acum au venit și căpetenile, s-a făcut acolo o, 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 o mare mișcare, o, o, o vorbă dintr-o parte, vorbă din cealaltă, explicații. De-aia Ieremia, stăpân pe sine, precis, în cuvinte clare, vine și spune din nou. Iată ce mi-a spus Domnul. El m-a trimis să vă prorocesc. Domnul m-a trimis să spun împotriva casei acestea și împotriva cetății acestea. <coughs> care este scopul predică predicării mele? Îndreptați-vă căile. Ascultați glasul Domnului. Și poate Domnul se va căi de răul care vrea să-l facă. Cât despre mine, fiți atenți acum. Bun, voi a zis că eu să mor. Problema importantă este să ascultați cuvintele Domnului. Cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre. Faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept. Voi să judecați ce vreți să faceți. Nu Numai să știți că dacă mă veți omorâ, vă veți face vinovați de sânge nevinovat. Voi, cetatea aceasta și locuitorii ei. Căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte. Adică, cu alte cuvinte, Ieremia își păstrează sângele rece, e stabil, chipzuit, calculat, tot. Eu am un scop precis, eu știu ce am de făcut. Ascultați cuvinte, nu pot să răspund pe jumătate sau întoarse cum vreți voi. Ce mi-a spus Domnul, asta vi le spun și voi. În rest, voi faceți ce vreți. Cu mine faceți ce vreți, dar fiți atenți. În momentul în care faceți ceva rău către mine, sângele meu nevinovat va cădea asupra voastră. Acum intervin căpetenile, cei care au venit din partea împăratului. Căpetenile și tot poporul au zis preoților și prorocilor, omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru. Și unii din bătrânii țării s-au sculat și au zis întregii adunări a poporului, Mica din Moroșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Așa vorbește Domnul știros. Ionul va fi araca un ogor. Deci tot o prorocie negativă în drept, datorită păcatelor sale. L-a omorât însă oare Ezechia, împăratul Iuda și tot Iuda? Nu s-a temut Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului și atunci Domnul s-a căit de răul pe care îl stise împotriva lor? Și acum apare o paranteză de la versetul 20. Fiți atenți, o paranteză. Adică, vine, practic, uh, scriitorul biblic sub inspirație și ne spune o poveste care se încadrează în întâmplarea cu Ieremia de până acum. Și ce spune aici? A mai fost însă un om care prorocea numele Domnului Urie, fiul lui Șemaia din Chiriat Iarim. El a prorocit împotriva cetății acestea și împotriva țării acestea tocmai aceleași lucruri ca și Ieremia. Împăratul Ioachim. Toți vitejii și toate căpetenile lui au auzit cuvintele lui. Și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut. A fugit, s-a dus în Egipt. Împăratul lui Achim a trimis niște oameni în Egipt și anume pe Nathan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu el în Egipt. Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul lui Achim, care l-a omorât cu sabia și a aruncat trupul mort în mormintele copilor poporului. Adică, cu alte cuvinte, ne spune nou pasajul acesta, în paranteză, că în contrapartidă, diferit de Eremia, mai fost un proroc care a prorocit la fel, dar el s-a temut, a fugit într-o altă țară, dar împăratul Ioachim trimite niște spioni, îl aduc și îl omoară. Dar de ce îl omoară? Pentru că era cuvint cuvintele lui, dar la fel putea să pățească și Eremia. Dar Eremia n-a pățit, cu toate că n-a fugit. Adică cu alte cuvinte Biblia îmi spune că atunci când ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu te să te încredințezi în mâna Domnului. Urie, acest proroc, fiul lui Șemaia din Cherea Tearim, el a greșit din acest punct de vedere. El a prorocit adevărul lui Dumnezeu, el a fost corect, dar n-a fost corect în aplicarea celui adevăr către el, pentru că el trebuie să fie bine încredințat că cel care a transmis Olia îl va apăra. Ieremia s-a încrezut în Domnul, voi faceți ce vreți, treaba voastră. Dar eu vă zic, adevărul ăsta este, Dumnezeu m-a trimis și voi trebuie să ascultați de cuvântul Domnului. Faptul că Ieremia a rămas statornic, pe poziție, cu calm, cu liniște, cu chipzuință, prezentând adevărul Dumnezeu cu demnitate și curaj, fără frică, i-a dat puterea să meargă mai departe și a fost factorul decisiv în a-i convinge pe cei oameni că el predică adevărul. Atunci când predici adevărul, ești asigurat. Frate, soră, dacă nouă ne e teamă de niște niște lucruri, care la ora actuală sunt nimicuri pe lângă ceea ce este marele pericol pe care Satan îl pregătește pentru poporul său. Spune prorocul, dacă noi nu suntem în stare acum să fugim în fuga normală, cum vom fugi noi în, în galopul calului? Adică galopul calului înseamnă o vreme de mare prigoană când trebuie să fugi cu o viteză mai mare decât cea obișnuită. Cum vei fugi mai tare când tu nu poți să fugi nici măcar obișnuit? Adică, aceste exerciții pe care noi trebuie să le facem în vremea aceasta de liniște, exerciții de ce anume? De chipzuință, de, de calcul, de maturitate, de interpretări sănătoase. Mai bine tac decât să spun o prostie. Și dacă tăceai, filozof rămâneai. Nu văd de treabă, nu cunosc toate, n-am studiat. Mai întreb pe cineva care este mai priceput decât mine. Cred că este un act de înțelepciune, de bunăvoință. Și cel mai înțelept om nu le știe pe toate, dar el este înțelept prin faptul că întreabă pe altul care mai priceput decât el. Să ne rugăm la Dumnezeu să avem această stabilitate, această modestie, această încredere de plină că Dumnezeu conduce evenimentele. A condus evenimentele Domnul Ieremia? Da, pe deplin. A condus Dumnezeu evenimente cu poporul lui Dumnezeu? Da. El ce proroci ce a spus, așa s-a întâmplat. Dar Dumnezeu era pregătit să ierte dacă ei s-ar fi pocăit. Dar ei nu s-au pocăit așa cum a fost în timpul lui Ezechia. Și iată că a venit necazul peste ei. Exact așa cum a spus Domnul. Cine avea dreptate? Poporul, preoții, toți ceilalți? Nu! Nu majoritatea avea dreptate, ci cel care vorbea în numele Domnului. Dar el trebuia să fie statornic, liniștit. Această liniște care ne-o dă, frații mei, încrederea în Dumnezeu, acea liniște care ne dă faptul că Dumnezeu conduce evenimentele vieții mele. Normal că le conduce pe toate celelalte și le primesc prin credință. De eu trebuie să știu concret că viața mea este în mâna Lui și El le conduce pe toate. Să ne dea Dumnezeu har, îndurare, putere. Nu uitați, frații mei, sângele rece e cel care ne păzește de mari păcate. În vreme de criză, în timp de prigoană, în timp de necaz, fie că sunt lucruri mari, uite pandemia, fie că sunt unele mai mărunte particulare, vine boala peste tine, peste familia ta. Domnul să ne dea încredere cu liniște, să primim din partea lui Dumnezeu planul său și să putem spune, Doamne, facă-se voia ta, e valabil pentru toată lumea și pentru mine. E greu să primești, dar e calea cea mai bună. E drumul cel mai sigur de mers înainte. Cu liniște, pace, cu încredere, că până la urmă de pierit pe acest pământ tot vom pieri. Trăiesc încă 10 ani, trăiesc încă 100 de ani, dar tot mor. Atunci când se apropie moartea, tot același necazie. Îmi pare rău, plâng, ne-am legat unii de alții. Problema este că Dumnezeu ne-a făcut viața veșnică, viață pe care ne-o dă din dar, din har, din bunăvoință să avem această încredere de plină în El și să ne bazăm pe cuvântul Său. Domnul să vă dea har, putere, înțelepciune, sânge rece, zuință, maturitate și înțelepciune și toate să fie spre lauda Lui. Amin. Să mulțumim Tatăl din Cerul pentru această solie minunată de necuraj pe care Ajută-ne, Doamne, ca datorită dragostei tale pe care să o, s o primim în viața noastră, să fim curajoși, onești, deschiși, limpezi în acțiunile și gândirea noastră, să interpretăm lucrurile după cuvântul tău, prin Duhul tău cel Sfânt și să ne păstrăm decența și demnitatea în umilință, știind că toate vin din mâna ta și tu le rezolvi la vremea potrivită. Ajută-ne ca în săptămâna în care intrăm să fim cu subharul tău, să ne spor în cele spirituale, în cele de familie, în cele materiale, în problemele noastre de sănătate, ajută-ne să ne păstrăm integritatea holistic spiritual, mental și trupește, și Duhul Tău să ne călăuzească spre slava Ta de acum și până în veci. Amin. Să vă dea Dumnezeu har, frații mei, să aveți zi, clipe minunate până la încheierea sabatului și să avem bucuria de a putea să petrecem din nou zile prețioase în săptămâna ce ne stăm față împreună cu Domnul. Să aveți spor, bucurie și har. Amin.